Salutare! Bine ați venit! Undeva prin aprilie anul trecut făceam un prim video introductiv despre tranzistorul bipolar. Vin acum și fac o continuare cum ar veni. În acel video făceam așa o introducere și prezentam pe scurt cam cum funcționează în linii mari un tranzistor bipolar, făcând un test pe breadboard. Deși videoul respectiv, bineînțeles că rămâne valabil și dacă sunteți începători și nu știți cum funcționează un tranzistor bipolar, vă recomand să mergeți întâi la acel video și să vă uitați la el. Vin acum totuși cu un video în completare. Deci ce voi arăta în video acesta este un pic, să zicem așa, nivelul următor. Este tot... Voi arăta un model abstract de a vedea tranzistorul bipolar, dar e un pic mai complex decât... Adică vă voi prezenta niște idei și niște informații care sunt un pic mai complexe decât cel din video anterior. Repet, video anterior rămâne valabil și vă recomand să începeți cu el și de-abia apoi să veniți la acest video dacă nu l-ați văzut deja. Desigur, ceea ce, mă rog, teoretic n-ar trebui să mai fie nevoie să fie precizat, dar în fine, de dragul de a fi suficient de clar, și acest video se adresează începătorilor, nu se adresează celor care știu deja cum funcționează un tranzistor bipolar, fiindcă, evident, acei oameni nu mai au nevoie să se uite la acest video. Da. Deci, este un nou video dedicat începătorilor care doresc să înțeleagă un pic mai mult cum funcționează tranzistorul bipolar, înțelegând o analogie. Da, fiindcă eu voi pleca de la o analogie care e un pic mai ciudățică, eu personal nu am găsit-o nicăieri, cred că e destul de... cred că pot să stau liniștit când spun că asta e o chestie la care m-am gândit eu recent, este un principiu la care m-am gândit destul de recent. Și o metodă de a vă arăta cum funcționează tranzistorul bipolar. Poate că altcineva, nu știu, undeva pe pământul ăsta s-a mai gândit la această metodă, dar eu nu am găsit-o publică, da? Deci dacă mai există e o coincidență pură. Bun, trebuie să plecăm un pic de la înțelegerea a ceea ce se află în interiorul unui tranzistor bipolar și nu o să intru în explicații super, super avansate care în fond și la urma urmei nu sunt chiar atât de utile, despre cum sunt dopate regiunile și cum circulă electronii, golurile și așa mai departe. Nu zic că sunt complet inutile, dar noi... Când vrem să construim un aparat, vrem să proiectăm un circuit electronic, 99,9% din cazuri pe noi nu ne interesează ceea ce se întâmplă la nivel atomic, molecular, la nivelul acela foarte de jos al materialelor chimice care formează tranzistorul și interacțiunilor dintre ele. Pe noi ne interesează mai mult să știm așa cum funcționează o componentă, ce se întâmplă dacă îi aplicăm o anumită tensiune, dacă introducem un anumit curent și așa mai departe. Da? Și atunci nu o să vă prezint ca la carte, așa cum am învățat eu în liceu, că am făcut liceu la Poște și Telecomunicații, așa cum probabil vi se predă și în facultăți. Eu nu o să adopt acea metodă. Da? Dar trebuie să înțelegem un pic ce se află în interiorul unui tranzistor. Și am pus pe ecran cele două tranzistoare bipolare, fiindcă, după cum știm până acum, există două feluri, NPN și PNP, dar
revin la acest subiect în câteva momente. Ideea e că un tranzistor bipolar este format din trei zone polarizate diferit și dispuse astfel încât între aceste trei zone să existe două joncțiuni, practic. Da? Aceste zone coincid cu terminalele tranzistorului, colector, bază, emitor. Nu am mai scris aici pe imagine, dar am precizat în video anterior care sunt cele trei terminale ale unui tranzistor bipolar. Tocmai de asta am zis că video ăsta vine în continuare. Da? Nu voi relua anumite informații pe care le-am spus deja. Și având în vedere că zonele astea pot fi fie negative, fie pozitive, felul în care noi ordonăm aceste zone ne oferă practic două posibilități. Posibilitatea de a avea un tranzistor NPN, N de la negativ, P de la pozitiv, sau invers, un tranzistor PNP. Da? Punând aceste zone în ordine inversă, pozitiv, negativ, pozitiv. Dar, totodată, dacă noi avem practic două zone polarizate diferit și bineînțeles că între ele se formează o joncțiune, practic putem să considerăm că avem cumva echivalentul a două diode puse în serie. Da? Adică o diodă redresoare, deci discutăm strict de diodă redresoare. O diodă redresoare este practic formată din două regiuni dopate diferit, una negativă, una pozitivă și conjuncțiune între ele. Și asta e dioda redresoare. Bun, noi dacă avem aici practic trei regiuni și două junctiuni, tranzistorul bipolar devine oarecum echivalent cu două, sau nu că devine echivalent, dar poate fi văzut simplificat ca fiind două diode redresoare puse în serie. Bineînțeles că astea diferă, la tranzistorul NPN au anodul comun și ca toadele reprezintă colectorul și respectiv emitorul, anodul fiind baza. La tranzistoarele PNP este fix invers. Catodul este comun și reprezintă baza tranzistorului, iar anoadele sunt, sau anodurile, nu știu exact care e pluralul, reprezintă colectorul și respectiv emitorul. De asemenea, dacă ne uităm la simbolul tranzistorului, vedem că avem aici la emitor o săgeată. Și dacă vă uitați, vedeți că săgeata asta este fie în exterior, fie în interior și coincide cu sensul acestei săgeți de la dioda, care ar fi, să zicem așa, echivalentă joncțiunii respective. Da? Deci la tranzistorul NPN, emitorul fiind negativ, fiind zona negativă, are săgeata în exterior exact așa cum ar avea, cum ar fi poziționată o diodă redresoare cu săgeata către exterior să permită curentul să iasă prin emitor, iar la PNP este invers, săgeata este în interior, la fel și cum dioda ar fi orientată către interior, cu vârful către bază. Da? Bun, acum, nu vreau să înțelegeți greșit, un tranzistor bipolar nu este o colecție de două diode puse în serie. Deci, nu. Dacă luăm două diode și le punem în serie, nu vom obține un tranzistor bipolar. Fiindcă altfel n-ar mai exista nevoia de tranzistor, am avea doar diode și ne-am jucat doar cu diode. Dar nu, nu, nu. Simplul fapt că putem vedea dintr-un anumit punct de vedere tranzistorul ca fiind două diode în serie nu înseamnă că el poate fi înlocuit cu două diode în serie. Dar înseamnă că noi am putea să-l testăm cu, să zicem, un multimetru. Ca și când am testa două diode. Deci dacă avem un tranzistor bipolar și vrem să vedem dacă el mai funcționează, dacă el își mai face treaba. Sigur, e un test rudimentar și nu ne spune chiar atât de multe.
dar este suficient să ne dăm seama dacă tranzistorul respectiv este ars complet sau nu. Putem lua un multimetru, să îl putem regla pe măsurarea diodelor și putem pune terminalele multimetrului, firele multimetrului, astfel încât să testăm juncțiunea bază-emitor și respectiv bază-colector, ca și când am testat două diode. Și dacă multimetrul ne indică tensiunea de deschidere a diodei respective, undeva în jur de 0, în jur de 600-700 de milivolți la tranzistoarele cu siliciu și, nu știu, undeva în jur de 300 de milivolți la cele cu germaniu, atunci putem ști că tranzistorul ăla are șanse să fie bun, să fie încă funcțional. În schimb, dacă multimetrul și condiția asta trebuie să fie valabilă pentru ambele juncțiuni, da? Deci ambele trebuie să ne indice o valoare de genul acesta. Dacă cel puțin o juncțiune la măsurătoare indică fie o valoare foarte apropiată de 0, fie o valoare foarte apropiată de infinit, asta înseamnă că tranzistorul respectiv este ars. Este în mod cert, stricat, este ars, deci putem să-l aruncăm la gunoi. Da? Dacă măsurătorile ne indică niște valori cât de cât ok, putem să considerăm că tranzistorul are șanse să fie bun. Nu înseamnă neapărat că el chiar este bun, fiindcă tot mai trebuie să efectuăm alte teste, dar înseamnă că tranzistorul are șanse să fie în regulă. Repet, această metodă de măsurare este una destul de rudimentară, dar are utilitatea ei. Bun. O să trecem mai departe la modelul de abstractizare pe care vi-l propun eu, dar ce este important de reținut este că aici juncțiunea bază-emitor este această diodă și ne vom folosi de ideea că avem această diodă aici pentru a merge mai departe cu modelul nostru conceptual. Și de asemenea, ceea ce o să vă arăt în continuare este doar pentru tranzistorul NPN, fiindcă este mai ușor de lucrat cu el și mai ușor de înțeles, însă toate principiile pe care vi le voi prezenta sunt perfect identice și la tranzistorul PNP. Singura diferență este că polaritatea este inversă. Da? Dacă la un tranzistor NPN emitorul se pune către borna negativă a tensiunii de alimentare, aici se pune către borna pozitivă. Practic toate tensiunile îi schimbă sensul, curenții schimbă sensul și așa mai departe, dar principiul de funcționare este perfect identic. Bun. Și astea fiind spuse, trecem la ceea ce vreau eu să vă arăt și modelul la care m-am gândit eu că ar fi mai ușor de înțeles pentru începători, cum funcționează un tranzistor bipolar. Ce vedem noi aici? Vedem că în loc de acest simbol, mă rog, am pus și simbolul ca să fie clar despre ce discutăm, un tranzistor NPN, dar în loc de acest simbol avem aceste fire, aceste componente electronice și unele mecanice, vi le prezint imediat. Și ideea e în felul următor. Putem să vedem un tranzistor bipolar, da, cu cele trei fire colector, bază, emitor, ca fiind o colecție de o diodă, un ampermetru și un potențiometru. Și un arc. Arc mecanic, da, cum sunt arcurile de la, nu știu, ușa de la intrare care trag de ușă sau ceva de genul ăsta, da. Bun, ideea e în felul următor. Această diodă este reprezintă juncțiunea bază-emitor, care, după cum am zis în momentele precedente, se comportă ca o diodă. Sigur, și juncțiunea bază-colector se comportă ca o diodă, dar pe noi nu ne mai interesează chestia asta. Absolut deloc. Ne interesează juncțiunea bază-emitor, să înțelegem că
este ca o diodă. Da? Noi va trebui să aplicăm o tensiune bază-emitor și să introducem practic un curent de bază și putem să considerăm că cu acest ampermetru măsurăm acel curent pe care noi îl introducem în bază. Da? Ne gândim la un ampermetru clasic, deci nu unul digital, ci unul analogic cu AC care la extremitatea din și cu o scală gradată care la extremitatea din stânga are valoarea 0 și extremitatea din dreapta are valoarea maximă pe care acel ampermetru poate să o măsoare. Și acul se deplasează de la 0 către maxim în funcție de intensitatea curentului pe care noi îl introducem în circuit și îl măsurăm cu acel ampermetru. Da? Deci acul ăsta indicator pleacă de la 0 și se rotește în sensul acelor de ceasornic spre dreapta și practic acul va avea o înclinație din ce în ce mai mare în funcție de curentul introdus. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în partea superioară, între colector și emitor, apropo, firele roșii puteți să considerați că sunt fire electrice, da? Iar ceea ce am desenat cu albastru sunt obiecte mecanice. În partea superioară, între colector și emitor, după cum vedem, avem un potențiometru. Ne gândim că avem un potențiometru care are terminalul din mijloc conectat la același fir care este conectat la colector. Asta înseamnă că dacă terminalul... Așa, și mai considerăm că avem un potențiometru... Sigur, e un potențiometru fictiv, nu este unul real, în sensul că el poate să ia valori între aproximativ infinit și aproximativ 0 ohm. Da? Ok, în realitate nu există așa ceva, evident, dar noi considerăm că ar exista un potențiometru cu o valoare aproape infinită și pe care îl putem regla până la aproape 0. Bun, având în vedere că acest terminal median al potențiometrului este conectat la colector, practic, dacă terminalul se află în partea stângă, potențiometrul nostru are valoare aproape infinită. Dacă, în schimb, tragem acest terminal până în partea dreaptă, potențiometrul nostru va avea aproape valoare 0. Fiindcă va fi ca și când am fi luat firul de la colector și l-am fi conectat direct aici la firul care duce către emitor. Da? Deci, practic, avem un potențiometru pe care îl reglăm de la minus, de la aproape infinit până la 0, în funcție de poziția acestui conector, acestui contact median. Însă, să ne gândim că acest contact median este prins, din punct de vedere fizic, mecanic, este prins de acul acestui ampermetru. Și că, practic, cu cât acul acționează această lamelă mediană, care reglează rezistența potențiometrului, și practic cu cât curentul nostru pe aici este mai mic, cu atât acul este mai în stânga și deci împinge de contactul median mai în stânga spre a mări valoarea potențiometrului și cu cât invers, cu cât curentul devine din ce în ce mai mare, cu atât și acest terminal median este tras de către AC și de către maneta la care îl considerăm noi conectat, este tras către dreapta, astfel reducând din ce în ce mai mult rezistența electrică a potențiometrului și într-un final la un curent maxim ajungând chiar aproape de 0 ohm.
Deci, practic, puteți să considerați că tranzistorul este cumva... nu știu dacă ați descoperit vreodată, eu am dat peste, pe internet peste chestia asta, însuși cuvântul tranzistor vine de la două alte cuvinte, de la transfer, rezistor. Da? Deci, tranzistorul poate fi văzut ca un potențiometru reglabil între colector și emitor, care își ajustează rezistența electrică în funcție de, în cazul de față al tranzistorilor bipolare, în funcție de curentul de bază introdus. Și mai există un fenomen, și anume curentul de bază pe care îl introducem noi nu va putea permite trecerii decât unui anumit curent maxim de colector. Dar curentul de colector este practic tensiunea colector-emitor aplicată împărțită la rezistența aceasta a potențiometrului nostru. Deci, cu alte cuvinte, dacă am mărit tensiunea, ar trebui să se poată mări și curentul. Însă, odată ce se atinge acel prag, acea limită maximă, de fapt și drept, tranzistorul va face ca acel curent să rămână cât de cât constant la acea valoare și, practic, el va umbla la rezistența dintre colector și emitor. Și pentru a simboliza cumva în analogia noastră, am spus că avem un arc care este prins fizic, mecanic, de o parte de maneta care acționează contactul median al potențiometrului, aceeași manetă care este prinsă mecanic și de acu ampermetrului, și de cealaltă parte acest arc este prins de borna colectorului. Și ne gândim că distanța fizică dintre colector și emitor reprezintă tensiunea electrică, colector-emitor. Cu cât tensiunea crește, cu atât colectorul se îndepărtează de emitor. Ne putem gândi așa la ca idee. Se îndepărtează de emitor și îndepărtându-se de emitor, începe să tragă, bineînțeles, de arc. Arcul va trage cu o forță mai mare maneta contactului median al potențiometrului și la un moment dat forța cu care trage acul ampermetrului de această manetă nu va mai fi suficient de mare încât să învingă forța cu care acest arc trage în sens opus. Și în felul acesta putem să ne gândim la acel fenomen în care, chiar dacă mărim tensiunea colector-emitor, curentul de colector va rămâne cam la fel, fiindcă acest arc trăgând de lamelă în partea stângă, el trage să mărească rezistența colector-emitor. Da? Deci, toată această analogie... Practic, sper să vă ajute ca să înțelegeți mai bine faptul că puteți vedea un rezistor variabil în funcție de acest curent de bază, care intră în bază și iese prin emitor. Bun, acum o să vă arăt imediat și o să discutăm un pic mai mult de aceste idei. Ce mai trebuie spus este că, așa cum am spus și în video anterior, în care făceam și cum am și prezentat de altfel în video anterior, în care am făcut o introducere la tranzistorul bipolar, pe lângă curentul de bază, care este important și care determină curentul de colector, mai contează și tensiunea bază-emitor. Noi trebuie să-i acordăm unui tranzistor bipolar o tensiune bază-emitor suficient de mare. Și dacă vă uitați aici în circuit, zic eu că este lesne de înțeles de ce. Fiindcă această diodă redresoare
Pentru a funcționa, ea își păstrează la bornele ei acea tensiune specifică, da? O diodă cu siliciu, circa 0,7 V, cu aproximație. Pentru a exista un curent aici, trebuie să existe o diferență de potențial între bază și anodul diodei. Da? Fiindcă dacă nu există diferență de potențial aici, nu există curent. Dacă nu există curent, automat amperometrul ăsta va măsura 0. Și atunci, având în vedere că dioda vrea minim 0,7 V, noi trebuie să îi oferim această tensiune minimă între bază și emitor și chiar și un pic mai mult ca să avem parte de acest curent. Bun, acum, tensiunea asta nu este bătută în cuie, de fapt și de drept tensiunea asta mai depinde și ea de curentul de colector pe care îl dorim. La tranzistoarele de putere, cu cât vrem un curent de colector mai mare, cu atât trebuie să oferim o tensiune bază-emitor mai mare, care poate să atingă și 2 V în anumite situații. Dar mă rog, asta rămâne așa un detaliu important, dar mai mărunt, pe care nu prea am cum să-l simbolizez în analogia mea. Și ce ar mai fi de spus este că între curentul de bază și curentul maxim de colector posibil, există această relație, curentul de colector este beta ori curentul de bază, beta este factorul de amplificare, mai este simbolizat și prin H mic indice FE sau H21E, depinde unde vă uitați, în ce documentați, în ce specificații vă uitați. Deci cele mai multe ori va fi simbolizat prin HFE, mai puțin prin beta, dar voi să știți că acest factor de amplificare poate să aibă toate aceste simboluri și că există această relație între ele. De asemenea, acest factor de amplificare beta poate fi măsurat cu multimetre care au un soclu din acela special pentru tranzistoare bipolare. Poate fi măsurat cu alte testere speciale. Da, am discutat acum câteva videouri despre un cum se numea, multitester M328. Poate fi măsurat cu aparatul pe care tocmai mi l-am construit și pentru care am făcut video anterior, trasor de curbe. Un alt detaliu mai mărunt, dar la fel de important, este că acest beta nu este un număr fix. Din păcate, în multe aparate îl prezintă ca fiind un număr fix. În documentații, de obicei, vi se prezintă o plajă de valori sau mai multe valori ale beta-ului în funcție de alți parametri. În realitate, parametrul beta descrește în funcție de curentul de colector pe care noi vrem să îl avem. Pe lângă faptul că la tranzistoarele de putere mică parametrul beta este mai mare, este de ordinul sutelor, la tranzistoarele de putere mare este de ordinul zecilor, deci ele au un factor de amplificare mai mic, același factor descrește cu creșterea curentului de colector și o să vă arăt imediat pe un grafic. Dar important este să înțelegeți acest concept, acest principiu de funcționare. Introducem în bază un curent, acest curent este măsurat de ampermetru, acul se duce către dreapta, trage de lamela mediană a potențiometrului, care în configurația asta tinde să descrească rezistența lui, rezistența electrică, și descrescând rezistența, va tinde să permită un curent mai mare care să intre prin colector și să iasă prin emitor. Și invers, dacă micșorăm curentul de bază, acul ăsta trece înapoi către stânga, trage de lamela mediană, care la rândul ei mărește rezistența între colector și emitor, astfel reducând curentul de colector.
Ce pot eu să spun este că atunci când eram adolescent și încercam să înțeleg cum funcționează componentele astea, aveam țin minte că aveam o problemă destul de mare cu a înțelege tot fenomenul, fiindcă nu găsisem la momentul respectiv, nu găsisem suficiente informații pe care să le pun cap la cap. Mă rog, poate că nici eu n-am făcut suficiente eforturi, dar eu sper să vă ajute această analogie, fiindcă eu nu am mai găsit-o nicăieri și, zic eu, este destul de clară și destul de simplă. Da? Printr-o metodă grafică putem înțelege un pic mai bine ce se întâmplă în interiorul tranzistorului, pe care altfel îl notăm sec cu un cerc și o formă grafică de similară cu litera K. Da? Bun. Ce ar mai fi de spus? Bun, haideți să discutăm un pic despre chestia asta pe care am reprezentat-o prin acest arc. Faptul că avem relația asta, curentul maxim de colector este beta ori curentul de bază. Și indiferent de tensiunea colector-emitor aplicată, acest curent de colector maxim posibil nu va putea fi depășit. Am realizat niște teste cu niște tranzistoare și astea sunt curbele unui tranzistor NPN BC547, tranzistor de putere mică, pe care cel puțin eu îl tot folosesc prin circuitele mele. Bun, ignorați un pic zigzagul, trageți așa mental o linie dreaptă. Graficul ăsta este făcut cu un aparat pe care tocmai l-am terminat și l-am prezentat în video anterior, dar care are diverse imperfecțiuni. Mai puțin importante sunt imperfecțiunile, mai important este ceea ce vedem. Am uitat să... Ar fi trebuit să marchez un pic, dar o să vă explic în cuvinte. Avem pe axa orizontală, de la 0 la 15V, tensiunea de colector-emitor. Da? Deci tensiunea pe care noi o aplicăm aici, între colector și emitor. Pe axa verticală, de la 0 la 100 mA, avem curentul de colector. Și avem aici mai multe grafice colorate. Câte un grafic pentru fiecare curent de bază ales. Și am ales de la 50 de microamperi, din 50 în 50 până la 500 de microamperi. Și hai să luăm curentul de bază 150 de microamperi, fiindcă e ceva mai ușor. Avem 10, 20, 30, 40 de miliamperi curent de colector. Maxim. Și vedem că, practic, graficul pornește foarte rapid de la 0 către curentul maxim posibil. Tensiunea colector-emitor rămâne destul de constantă la o valoare relativ mică. Apoi avem o creștere liniară cu creșterea tensiunii colector-emitor. Și apoi, am zis 150 de miliamperi, așa. Și apoi, la un moment dat, indiferent cât de mult am crește tensiunea colector-emitor, curentul de colector se cam stabilizează în jurul valorii de 40 de miliamperi în cazul ăsta, unde curentul de bază este 150 de microamperi. Da? Și, practic, printr-un astfel de grafic, noi ne putem da seama că... În primul rând, factorul de amplificare, da, o să aduc aici un calculator. Factorul de amplificare este de 40 de miliamperi împărțit la 0,15 miliamperi, adică undeva în jur de 260 și ceva. Da, fiindcă factorul de amplificare este curentul de colector împărțit la curentul de bază. Curentul de colector este pe axa verticală, curentul de bază este marcat cu culoarea graficului respectiv la capătul graficului.
Deci avem un factor de amplificare de circa 260 în acest caz. Pe de-o parte. Și pe de altă parte, după cum spuneam, vedem că odată ce am... dacă noi introducem 150 de microamperi în bază și conform factorului de amplificare, curentul maxim posibil este în jur de 40 de miliamperi, odată ce tensiunea colector-emitor reușește să producă un curent de 40 de miliamperi prin tranzistor, prin colector, după aia creșterea tensiunii, fiindcă nu poate produce un curent mai mare, fiindcă tranzistorul nu permite un curent mai mare, va face ca rezistența echivalentă între colector și emitor să se mărească proporțional, astfel încât acest curent să rămână cât de cât constant. Da? Și vedem că dacă avem curenți mai mari, trebuie pur și simplu să injectăm un curent de bază mai mare. Și invers. Cu cât scădem curentul de bază, cu atât curentul de colector maxim are valori mai mici. La 100 de microamperi, aproape, dacă se atinge de... se apropie de 30 de miliamperi, la 50 de microamperi e undeva între 10 și 20 de miliamperi curentul de colector, da? Și cu cât mărim curentul de bază, cu atât curentul de colector poate avea valori mai mari și totodată tensiunea colector-emitor să rămână la valori mai mici. E, și practic, în terminologia pe care o folosim noi, există trei noțiuni. Noțiunea de regim activ normal, noțiunea de saturație și noțiunea de tranzistor blocat. Și un lucru pe care am uitat să îl marchez, ar fi fost util, dar... asta e, va trebui să țineți voi minte. Spunem că un tranzistor este saturat în momentul în care noi îl deschidem la maxim. Cu alte cuvinte, îi oferim un curent de bază suficient de mare, astfel încât el să se deschidă la maxim, să prezinte rezistența dintre colector și emitor, să prezinte o rezistență cât mai mică, să permită un curent cât mai mare să treacă prin colector și totodată, fiind rezistența mică, tensiunea colector-emitor să rămână la valori cât mai mici. Și această regiune de saturație, acest regim, pardon, de saturație, se află practic în această zonă, cuprins între 0 și mai puțin de 1 volt, tensiune colector-emitor. Zona aceasta în care se vede că curentul de colector efectiv țâșnește în timp ce tensiunea colector-emitor rămâne foarte mică, în cazul de față rămâne chiar mai mică de jumătate de volt. Da? Aici tranzistorul este deschis la maxim, el permite un maxim de curent să treacă prin el și spunem că asta e regimul de saturație. Pe de altă parte, în jurul axei OX, în jurul valorii de 0 până în 10 miliamperi, spunem că este zona în care tranzistorul este blocat. Da? Dacă vă gândiți puțin, are sens, fiindcă practic, dacă noi ne aflăm pe undeva pe aici, asta înseamnă că indiferent ce tensiune colector-emitor aplicăm noi, curentul pe care tranzistorul va lăsa să treacă va fi foarte mic. Va fi aproape zero, foarte apropiat de zero. Asta e echivalentă cu o rezistență foarte mare între colector și emitor și spunem că tranzistorul este blocat. Da? Este blocat, el nu permite trecerea curentului prin el. Și în rest, în cealaltă zonă care a rămas pe ecran, spunem că tranzistorul se află în regim activ normal de funcționare și de cele mai multe ori, adică
Mă rog, în acel regim îl vom folosi noi dacă, nu știu, să zicem, vrem să construim un amplificator cu el sau ceva de genul ăsta. În regimurile blocat și saturat, îl vom folosi doar dacă vrem să-l tratăm ca pe un comutator, care doar lasă curentul să treacă sau nu lasă. Așa. Ce ar mai fi de spus? Hai să vedem. Așa. După cum spuneam când discutam aici, parametrul ăsta beta în realitate nu este un număr fix, este un număr care variază în funcție de curentul de colector. Și în aparatul meu am făcut o astfel de funcție care să traseze graficul parametrului beta în funcție de curentul de colector. Și, de exemplu, la același tranzistor BC547 vedem că parametrul ăsta beta stă destul de aproape. Avem aici linia 240, aici linia 280, stă aproape de 280. Noi adineauri calculasem 267-270, așa cu aproximație, deci se verifică informațiile. Stă la valoarea asta destul de mult, până pe la, să zicem, curent de colector de 60 de miliamperi. Dar dacă vrem mai mult de 60 de miliamperi, atunci acest parametru beta vedem că începe să scadă și de pe la un 75 de miliamperi așa începe să scadă mai rău. Astfel că la 90 de miliamperi parametrul ăsta beta a ajuns undeva pe la aproape 120. Da, deci factorul de amplificare a scăzut până pe la 120. Repet, ăsta este un tranzistor măsurat de mine, pe care l-am avut eu și pe care l-am măsurat. Da. Din păcate, mai puțin este arătat acest aspect în documentația oficială a tranzistoarelor, dar asta este. Și de asemenea, după cum spuneam tot aici, tensiunea bază emitor necesară nu este nici chiar bătută în cuie, ci variază un pic în funcție de asemenea de curentul de colector pe care noi îl dorim. Și în aparatul meu, de asemenea, am realizat o funcție care să traseze un astfel de grafic. Bun, nu este foarte precisă această funcție. Nu vă cramponați de ideea că avem un grafic în zigzag. Trasați voi mental așa o curbă mai dreaptă, ca să zic așa. Deci ignorați faptul că avem un zigzag. Ideea de bază rămâne. Da? Dacă tranzistorul nostru începe să se deschidă oarecum pe la 0,65 de volți pe aici, unde avem câțiva miliamperi, el pare că are nevoie de 0,7V pentru 10 mA, apoi dacă vrem undeva la în jur de 50 de miliamperi, trebuie să-i asigurăm tensiune bază emitor de aproape 0,8V și putem să ajungem chiar și la 0,9V dacă vrem 90 de miliamperi sau chiar mai mult de 90 de miliamperi curent de colector. Repet, pentru același tranzistor BC547, NPN de putere mică. Da. Vă arăt aceste grafice fiindcă sunt trasate prin măsurători efective și practic reprezintă o bună exemplificare a fenomenelor care se întâmplă aici. Și cam asta e, cam asta e tot ce ar fi de spus despre tranzistorul bipolar. La nivel așa de bază, de înțelegerea principiilor de funcționare de bază. Oarecum similar este și tranzistorul metaloxid cu efect de câmp, despre care vom discuta în curând. Diferențele sunt, mă rog, relativ mici, nu foarte mari, dar există. Dar pentru asta voi face un video separat în curând. Sper că v-a fost de folos. Dacă sunt ceva întrebări, puneți-le în comentarii. Citesc toate comentariile și pot să vă răspund fără probleme. Dacă sunt nelămuriri, dacă am uitat ceva,
Voi reveni cu siguranță cu videouri separate, așa că o sugestie e întotdeauna binevenită. Oricum, trebuie să urmeze niște videouri în care să vedem cum putem polariza un tranzistor bipolar, fiindcă există mai multe feluri de polarizare, avantaje, dezavantaje, cum calculăm rezistoarele respective. Și, mă rog, trebuie să vedem că pentru tranzistorul bipolar există trei feluri, cel puțin teoretic, există trei feluri de trei moduri în care putem să-l conectăm. Cu emitor comun, bază comună sau colector comun. Sigur, nu toate trei modurile sunt folosite în practică. De cele mai multe ori e folosit tranzistorul în montaj emitor comun. Cam cum am desenat eu aici și cum l-am gândit aici, dar mă rog, trebuie să discutăm măcar să știm așa în principiu și despre celelalte. Pentru asta, alte videouri. Vă mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la video viitor. La revedere!